UPL vă recomandă Argos, inhibitor de încolțire a cartofilor pe durata depozitării. Bună seara, doamnelor și domnilor, vă spune Ovidiu Ghinea la o nouă ediție a emisiunii Agricultura la Raport. Un pic mai devreme vă anunțam în cadrul jurnalului de știri că vom încerca să facem portretul viitorului ministru al agriculturii. Ați văzut că domnul Adrian Oros și-a depus astăzi demisia oficial. Înțeleg că trebuie să mai zăbovească vreo 15 zile până când această demisie va produce efecte. Da, noi trebuie să discutăm în întreg contextul, pentru că marți urmează o moțiune de cenzură împotriva guvernului Câțu. O să vedem ce se întâmplă acolo, cine va veni la minister. Asta e greu de spus în momentul de față. Sunt câteva nume pe care le-au vehiculat și alții, le cunoaștem și noi din surse, așa cum se spune în presă. Vă pot spune că sunt niște oameni care au într-adevăr niște șanse mai mari să prind acest fotoliu de ministru, numai că până se va întâmpla lucrul ăsta o să vedem ce se întâmplă cu societatea românească. Sunt foarte multe transformări, foarte multe lucruri care din păcate ne afectează pe noi ca și cetățeni. Toate scumpirile astea care au venit peste noi ne-au făcut așa un pic să trecem în planul 2, agenda Ministerului Agriculturii, și cred că lumea și-a îndreptat foarte mult atenția la spectacolul ăsta cu ghilimele de rigoare pe care l-am văzut în politica românească. Foarte multe certuri, foarte multe dispute. Cert e că facturile astea care tot cresc și care vin peste popor vor fi decontate că de cetățeni. Noi suntem cei care plătim toate nereușitele clasei politice. Spunea cineva mai demult, dă-i poporului pâine și circ. Noi circ avem, pâine, s-a mai făcut și pâine ceva anul ăsta, dar nu datorită politicienilor, ci datorită celor care lucrați în agricultură. Așadar, o să vedem cum reușim să îmbinăm cele două. Eu aș spera să avem mai puțin circ, mai multă pâine și să vedem niște rezultate concrete, pentru că iarna bate la ușă și bate cu niște scumpiri destul de mari, niște facturi care, în momentul în care vor veni, cu siguranță că ne vor trezi la realitate, ne vor ține așa la rece, cum se spune, și la propriu și la figurat, pentru că să nu avem neșansa să stăm cu aparatele de încălzit mai mult oprite din cauza facturilor mari. Dar asta e o altă discuție pe plan economic. Vă spuneam că vreau să discutăm despre profilul următorului ministru sau viitorului ministru al agriculturii, ce ar trebui el să îndeplinească, cum ar trebui să fie și mai ales cum îl văd fermierii, pentru că s-a spus de fiecare dată că ar trebui să fie consultați. Eu sper să nu fie doar așa formal, cum au fost până acum întâlnirile de la Ministerul Agriculturii, ci să aibă loc o consultare reală, deși mă îndoiesc, pentru că știm cum funcționează treburile. Numirea vine de la Palatul Victoria, dacă nu veni chiar de la Cotroceni, și atunci s-ar putea să lucrăm cu cine ne este trimis de acolo în fruntea Ministerului. Cert e că ar fi foarte, foarte bine să fie un om ancorat în realitatea agricolă și mai mult decât atât să aibă susținere politică. Pentru că ați văzut ce spunea domnul Adrian Oros, că premierul Câțu nu iubește agricultura și implicit nu i-a susținut pe fermieri. Ne-a explicat dumnealui cât de greu i-a fost să colaboreze cu premierul Câțu. Să sperăm că va veni cineva care va avea totuși un dialog, va avea posibilitatea să discute altfel cu premierul României, pentru că altfel mi-e greu să cred că se va mișca ceva în direcția bună. Bun, am vorbit suficient eu. Dați-mi voie să vă prezint invitații și o să încep cu doamna Nina Gheorghiță. Să rămână, mulțumesc pentru prezență. Bună seara, domnul Ovidiu. Bună seara colegilor din platou și telespectatorilor care ne urmăresc de acasă. Vă mulțumesc mult pentru invitație. Și eu vă mulțumesc pentru prezență. Domnul Cornel Struiescu, bună seara, mulțumesc pentru prezență. Bună seara, bine v-am găsit. Și domnul Aurel Pană, bună seara, de asemenea, mulțumesc pentru prezență. Bună seara, mulțumesc frumos. Domnilor, haideți să începem cu subiectul ăsta care, vrând nevrând, de câteva zile
ne ridică semne de întrebare. Cine ar trebui să fie ministrul agriculturii? Avem mai multe nume și cu permisiunea dumneavoastră o să le și discutăm, o să le comentăm și să vedem dacă sunt persoane potrivite. Eu vă spun din ce cunosc eu, acum rămâne ca dumneavoastră să veniți și cu alte nume dacă știți și dacă aveți mai multe informații. Emil Dumitru este un prim nume despre care s-a auzit că ar putea să vină în fruntea Ministerului Agriculturii, fost secretar de stat în MADR, a fost președinte la ProAgro și e actualul membru al Comisiei de Agricultură din Camera Deputaților. A fost și fermier mai de mult. Cum vi se pare această propunere sau acest prim nume? Pentru că vă spuneam că sunt mai mulți și în funcție de cum îi percepeți dumneavoastră putem să discutăm. Doamna Gheoriță, încep cu dumneavoastră. Da, mulțumesc. Acum aș vrea să-mi dați voie, înainte să discutăm persoana, să fac un profil. Vă rog. În opinia mea, evident, ce ar trebui, ce competențe ar trebui să aibă persoana care ocupă fotoliul de ministru la portofoliul agricultură. Acest fotoliu, să știți că nu este ușor deloc. Agricultura este și știință, și artă, și business. Când spui agricultură, spui cultură mare, spui zootehnie, spui horticultură, spui piscicultură, spui industrie alimentară, spui murărie și panificație. E foarte greu să întrunească toate competențele tehnice, să stăpânească toate aceste domenii o singură persoană. Însă trebuie totuși să fi avut contact și să fi fost ancorat cât de cât, măcar într-unul din ele, ca să aibă o idee generală. Apoi, să fie un om deștept, un om cu o minte destupat, cu rațiune, cu bun simț în gândire, să fie un om care să-și cunoască limitele, să-și știe care sunt minusurile, pentru că spuneam mai devreme, trebuie să ai foarte multe competențe, ca să nu vă mai spun, să înțelegi limbajul juridic, să înțelegi macroeconomie, să înțelegi finanțe, să înțelegi un management al costurilor, să ai și partea aceasta, pentru că v-am spus, este și un business. Și atunci, să-și formeze o echipă de consilieri, eu știu, fiind numiți politic, poate că partidul îți dă și consilierii la pachet. Nu-mi dau seama, nu știu, pentru că nu fac parte din niciun partid și chiar nu m-a interesat lucrul acesta. Dar nu cred că partidul îți pune limită în numărul de consilieri personal pe care poți să ți-i iei, onorifici, cu care să poți să lucrezi și pe fiecare subiect să te poți consulta, să ceri o opinie, o părere, să-i inviți la o discuție. Eu sunt ferm convinsă că sunt foarte mulți fermieri care s-ar duce cu mare drag la minister să-și pună de o manieră gratuită competențe la dispoziție să lucreze pe un anumit proiect. Deci, revenind, să știe să-și construiască o echipă, după ce ți-ai identificat echipa, da, oamenii, să reușești să fii un foarte fin psiholog, un bun coach, ca să poți să motivezi oamenii și să tragă toți pentru același obiectiv, pentru că vă spun din practică și o spun alții mai deștepți decât mine, să pui la o masă să lucreze între ei oameni deștepți e foarte greu, pentru că fiecare se bate pentru ideea, pentru ideea lui. O masă de oameni slab pregătiți e foarte ușor, ca să nu spun proști. Ei coagulează repede, deci merg repede către o anumită idee. Spun, da, șeful, ai dreptate, sigur, mergem așa. Și când lucrurile ies prost, păi șeful, noi am făcut cum ne-ai spus dumneata, adică noi nu avem nicio vină. Ca urmare, să-și construiască echipa și după ce ai competențe, ceea ce îți lipsește, ți le aduce echipa, trebuie să fii susținut politic, adică în partid să ai putere, să fii respectat, să fii recunoscut ca un bun specialist pe domeniul tău, atunci să poți să ai o relație măcar corectă, dacă nu o relație de, nu știu, colaborare, să te fii cunoscut înainte, pentru că eu nu înțeleg un lucru, aceste partide au departamente, că vedem, am văzut acum la PNL, vicepreședinte pe probleme de, oamenii ar trebui să se cunoască dinainte, domnule, dacă
e să câștigăm alegerile, iau portofoliul agricultură. La finanțe, cine ar putea să ajungă ministru de finanțe? Și lucrurile să fie cumva aranjate, oamenii aceia să poată să comunice când te duci într-o ședință de guvern, să te cunoști, să cauți sinergii economice, pentru că nu poți să pui la punct un domeniu de unul singur. Adică nu poți să te duci să scoți agricultura din norul în care s-a împodmolit fără ajutorul ministrului de finanțe, fără ajutorul ministrului, să știți, și la turism. Am gândit de foarte multe ori că discutăm de piețe, stimulăm consumul local, agroturismul. Păi dacă tu nu ai o strategie comună cu Ministerul Turismului, cum o să o faci tu de la agricultură? Deci, de asta vă spun că este foarte, foarte complex și această persoană trebuie susținută și din punct de vedere politic. Să aduci un tehnocrat, nu cred că poate să scoată agricultura din înfundătura în care este acum, doar pe ideea că este tehnocrat, că știe ce are de făcut. Nu este suficient, să știți. Deci, din punctul meu de vedere, acum nu știu, las și colegii să-și pună punctul de vedere cu privire la profilul, așa văd eu lucrurile. Adică, sigur, sunt deschisă la... de publicitate și apoi o să continuăm cu opiniile celorlalți invitați. Suntem partenerii fermierilor care își doresc produse de calitate pe gustul consumatorilor. Un pas înainte cu ajutorul produselor Seminis, Copert și Agritecno. Bun, am revenit în direct. Haideți să ne spuneți și domnii, Sturescu și Pană cum văd dumnealor. Dacă îmi permiteți, vă rog, domnul Ovidiu, eu vreau să vă spun cum e în realitate. Așa, ia ziceți. Doamna Nina Gherghiță, colega de platou, ne-a spus care este profilul ideal. Și da, exact. Așa ar fi cel mai frumos. Până la ideal e greu. Eu vă spun cum se întâmplă în realitate. Da. Am mai și trecut pe acolo și știu despre ce. Odată, portofoliul este al PNL-ului. Clar, va fi un ministru de la PNL. Acum, în interiorul partidului, probabil că se vehiculează două, trei nume. Știm bine. S-a vehiculat și Daniel Constantin, care a mai fost ministru agriculturii. Probabil că acolo mai este și domnul George Scarlat, care este președintele Comisiei din Senat. Partidul o să decidă, cine are mai multă forță în partid, o să decidă, că totuși e un portofoliu important, agricultura. O să decidă cine va fi ministru. Este, așa cum spunea și doamna Gherghiță, cred că este extrem de important să fie un om cu greutate în partid. Și este foarte important să aibă... studii de specialitate, să fi lucrat și să vină din practică, dacă se poate, dacă, așa cum ziceam mai devreme, că agricultura înseamnă cultură mare, zootehnie, horticultură, etc., etc., într-adevăr, cea mai mare parte a agriculturii reprezintă cultura mare. Bun, vreau eu să vă întreb altceva. Regretatul Decebal Traian Remeș era agricultor? A fost, nu era agricultor, dar norocul agriculturii ministerului a fost că, înainte de a fi la agricultură, a fost la finanțe. Și cred că a fost cel mai bun ministru pe care l-a avut agricultura. Avea fermă de porci. Pentru că a alocat cei mai mulți bani înainte de aderare la Uniunea Europeană. Într-adevăr, Decebal Remeș... A înțeles fenomenul secetă din 2007, exact. Atunci când fermierii au... aproape toată țara a fost afectată de secetă și i-a sprijinit. Nu cum a fost acum în 2020, când li s-a promis în campanie electorală fermierilor, unde a fost afectat sud-estul, da, României, unde... nu dau nume, dar se știe, inclusiv Emil Dumitru. Putem să dăm nume, exact. Emil Dumitru a promis înainte de campanie, era secretar de stat, că se vor da banii. Ministrul Oros, ce să vă spun, chiar în emisiune aici a fost declarația mea și mi-am asumat-o ca fermier. Nu avea habar de agricultură și acum vine cu această motivație primul ministru, nu am nicio problemă, nu sunt membru pe PNL, deci nu am nicio legătură cu așa ceva, dar e penibil să vii acum că primul ministru nu a vrut să implice sau nu vrea să și sectorul acesta agricol, dar până acum el ca și ministru de ce nu a ieșit în declarații? Da, ești un politic, dar arată agricultorilor, fermierilor de România că tu vrei. Dar domnul Sturescu se știe că a recunoscut în partid, acolo e scindat partidul în două, tabăra Orban și tabăra Cățu. Dar nu era. Asta n-a fost public, dar în interiorul partidului a existat. Oamenii lui Orban și oamenii lui Cățu. Dar suferim noi, fermierii. El și-a dat demisia pentru că este un intelectual și și-a dat seama că o să fie remaniat. Și a vrut să evite situația asta penibilă de a fi remaniat.
mă rog, plus că ați văzut ce a declarat. În tot mandatul lui de 9 luni sau cât a stat ministru, a vorbit de două ori, da, sau în ultimele 9 luni, a tot declarația, a vorbit de două ori cu premierul. Păi, cum poți să conduci un minister și vrei să primești buget? Normal că a primit cu 60% mai mic dacă vorbești doar de două ori cu premierul. Asta nu... Păi, asta vă spuneam mai devreme, trebuie să ai o relație foarte bună cu membrii guvernului și cu premierul. Iar dacă domnul Oros știa lucrul acesta, că agricultura nu este o prioritate, noi am simțit că pentru domnul Câțu agricultura, în primul rând, nu o înțelege. Cred că de aici nu este o prioritate. Cred că atunci când se uită prin ochii ministrului de finanțe, da, la... nu știu, activitatea agriculturii în PIB, probabil că la cât de ineficientă este agricultura astăzi și la faptul că plus valoare încă nu avem pentru că nu reușim să procesăm ceea ce producem, probabil că în mintea dumnealui e mai greu să te apuci de muncă și să aduci plus valoare decât să importi. Și atunci nu mintea, a făcut nimic în mintea domnului Câțu. Da? Am înțeles, numai că domnul Oros era obligația dumnealui, dacă iubea portofoliu și funcția da, pe care și-a asumat-o, dacă a văzut că agricultura nu este o prioritate, trebuia să transmită asociațiilor profesionale și să ne ia în spatele dumnealui că mergeam eu să-i explic domnului Câțu cât de importantă este agricultura și de ce nu reușim, ce ne lipsește nouă, mergeau colegii din Alianță, mergea președintele nostru, puțin, mergea... Câte mi-aduc aminte, Alianța, sau mă rog, reprezentanții aici... Alianței au fost odată pe la domnul Câțu. Au fost odată, dar eu cred că domnul Oros nu a fost... Asta este opinia mea personală, deci nu fac parte din grupul celor patru președinți, da? Deci n-am fost niciodată la... Am fost de două ori la minister, dar nu doar eu și colegii din Alianță, au fost în două contexte, mă rog, să discuta despre managementul riscurilor, inclusiv Institutul de Meteorologie și Hidrologie era prezent la masă, deci nu... dar revenind, trebuia să fie transparent, să spună celor din Alianță, domnule, eu nu reușesc să conving sau nu reușesc să aduc importanța domeniului la nivelul la care trebuie și mergeam și prezentam problemele. Dar dacă le-ai ținut ascunse și nu ai vorbit despre ele, nu știu din ce cauză și le spui acum la final de mandat, mie mi se pare lașitate, sincer. Eu cred deci lașitate, pentru că toată lumea... fermier e un lucru bun, cu toate că trebuia mai de mult. Încă o dată, e punctul meu de vedere, să-și dea demisia. Pentru că, vedem, în ultimii 2-3, aproape 3 ani de zile, 2 ani jumătate, peste 2 ani de zile, n-a făcut nimic. Să vii acum să dai vina pe primul ministru, nu poate să știe totul. Nici ministrul agriculturii, chiar dacă ești agricultor, nu știi totul. Pentru că ai studiat pe un anumit profil, dar consultă. Are secretar de stat, are consilieri. Consilieri. Dar declarația dânsului la început, a încercat să-și înființeze un cabinet de medic veterinar, că am înțeles că a studiat. N-a reușit declarația domnului fost ministru. A încercat să facă agricultură. Nu a reușit. Păi și atunci cum vrei să conduci agricultura dintr-o țară? Și mai ales, suntem în Uniunea Europeană, trebuie să vii la Bruxelles până la urmă. Pe de o parte, în Parlament, la guvern, să vii cu propuneri, cu ce ne trebuie nouă fermierilor, dar în ultimul rând la Uniunea Europeană să atragem cât mai mulți bani pentru agricultură. Și atunci, de ce ministru al agriculturii avem nevoie acum? Nevoie acută ca să ieșim din problemele care le au fermierii. Venind după un an 2020, unde foarte mulți fermieri au dat faliment sau sunt în procedură de faliment, cum își vor mai reveni ei? A fost un 2021 care, pe anumite zone ale țării, iarăși pe culturile de primăvară, vorbind de porumb, floarea soarelui, iarăși au avut mari probleme. Pierderi, discutăm. Deci, încă o dată, avem nevoie de un ministru al agriculturii cu experiență și așa cum a spus și domnul Pană, din punctul meu de vedere, nu sunt membru al PNL, dar eu cred că Daniel Constantin ar fi cel mai în măsură om acum din PNL care ar fi ca și ministrul agriculturii cu o experiență, într-adevăr,
A făcut și greșeli în mandatul ministrului Daniel Constantin, așa cum am făcut-o și în mandatul domnului Daia. Adică niciodată n-am fost alături sau întotdeauna am găsit sau am criticat. Până la urmă, critica e constructivă. Chiar dacă unii spun că nu e constructivă, este constructivă, că nu poți să fii perfect. Dar poți să și asculți și, într-adevăr, aveam, și vă dau un exemplu și închei cu asta, din 2012 până în 2014, la întâlnire de la Ministerul Agriculturii cu ministrul Daniel Constantin, eram în continuu în divergență pentru că Anif Mehedinți raporta la Ministerul Agriculturii funcționale toate irigațiile din județul Mehedinți. Eu spuneam, nu e adevărat. Uitați documentele care le am aici pe masa ministrului. Și într-adevăr, în 2014, în 22 august, a luat hotărârea și a venit pe teren. Și a văzut starea canalelor de irigații, starea stațiilor de pompare. Mehedințul nici nu era prins în acea strategie de a moderniza infrastructura principală. Aș vrea să mă mai întorc un pic totuși, n-aș vrea să trecem așa repede peste analiza domnului ministru Oros, pentru că nu vrem să se mai repete ce s-a întâmplat. Corect. Și dacă ne gândim bine, așa cum spunea și domnul Sturescu, 2020 a fost un an cu o secetă cruntă, mai ales în Dobrogea, fermierii n-au recoltat nimic, nici toamna, nici primăvara. Și au primit promisiunea, să nu uităm, că vor primi, nici în Bărăgan, au primit promisiunea că vor primi despăgubiri și n-au mai primit. Ba mai mult... Nu a fost, iertați-mă, n-a fost doar o promisiune. A ieșit în conferință de presă și a spus că a notificat Bruxelles-ul. Deci în momentul în care spui că ai notificat Bruxelles-ul, te aștepți că lucrurile... Aici e o problemă. Plus comunicarea, adică stătea rău la comunicare. Nu poți să stai să spui o ie pe tine și să te plimbi la fermierii de succes sau știu pe unde și să postezi pe pagina de Facebook. Dacă mi-amintesc că atunci când a fost numit ministru, își plătea alea, scria sponsorizat Adrian Oros. Nu se poate. Un ministru al agriculturii nu are timp să stea atât de mult la plimbare. Agricultura este extrem de complexă și ea trebuie condusă din birou. E adevărat că trebuie să faci vizite la sfârșit de săptămână sau când vrei tu, dar nu poți să stai non-stop, că nu mai când să gândești și să faci ședințele de lucru. Pentru că ai o pleiadă de secretari de stat și de consilieri în spate, care, plus directorii de specialitate, care trebuie să pună în aplicare niște lucruri. Nu poți să stai așa și să spui acum la plecare că ce facem? Mai pierdem încă 2 ani. Vine un ministru și mai pierdem 2 ani. Ia uite ce spune domnul Ciurdariu din Bihor, un telespectator și un fermier bun. Oricine va fi ministru la agricultură, mâine, o spun cu toată sinceritatea, va avea o moștenire grea, pentru că nu s-a făcut nimic în ultima vreme. Și o sarcină mult mai grea decât moștenirea, pentru că toți așteptăm un miracol de la noul ministru, indiferent de ce sector al agriculturii am vorbit. Nu așteptăm un miracol. Domnule, în PNRR să faci un proiect, un draft de contract, să-l trimiți la Bruxelles de 6,3 miliarde de euro pentru irigații și să aștepți acum și să spui că nu mi l-a prins, nici măcar n-a fost trimis. Știți bine că Deci eu am fost la minister. Cum vi se spui după acum? După ce s-a întors și... În spațiu public a fost, mă rog, vestea că Bruxelles-ul ar fi respins. Da. De unde domnul ministru ne-a spus la minister că domnul Ghinea nu a mai transmis în draftul acela final, nu a mai inclus irigațiile. Punct. Ca de obicei, la momentul la care personal l-am rugat, dacă lucrurile stau așa, ar fi nedrept ca noi fermierii să rămânem cu impresia că n-au fost de acord cei de la Comunitatea Europeană. Haideți mâine în conferință de presă, împreună cu noi și cu domnul ministru Ghinea, și să ne explice de ce nu au mai inclus irigațiile. Și știți ce a spus? Că nu poate să facă lucrul acesta pentru că îl pune la zid pe domnul Ghinea. Și atunci a spus, domnule ministru, vă dau lucrurile acestea ca să înțelegeți. Puneți la zi fermierii. Știu că mă vor condamna colegii din Alianță, dar pentru mine ceea ce se discută la minister este public. Deci este public, nu ne spunea doar nouă. Trebuie un ministru, când comunică un mesaj, trebuie să se gândească că liderii iau mesajul de la minister și îl duc în teritoriu. Trebuie să explice membrilor cum stau lucrurile. Și atunci am spus, domnule ministru, dumneavoastră preferați să lărgiți prăpastia dintre dumneavoastră și fermieri de dragul coaliției? Și zic, eu mă simt confuză sau dezorientată ceva de genul acesta. Și mi-a spus, îmi pare rău, doamnă, că vă simțiți așa. Bun. Haideți să luăm publicitate. Ne întoarcem după câteva minute. Agri.